Avem un campion mondial și la parașutism sportiv. E sportul care a atras mii de români în ultimii ani. Campion mondial la parașutism sportiv când era junior, Alexandru Nicolau sare printre nori de 16 ani. Când avea 4 ani, Alexandru a zburat cu parapanta alături de tatăl său. La 11 controla deja singur parapanta. Nu m-am întrebat niciodată ce vreau să mă fac. A fost foarte clar, am vrut parașutism. Care a fost cel mai înalt? Cred că am sărit de pe la 6.500 de câteva ori. Nicolau se antrenează la Clinceni pe cel mai modern aerodrom din țară, unde un salt cu parașuta costă 250 de euro. Pentru cei care practică parașutismul sportiv, e gratis. Parașutismul este un sport foarte sigur. Avem undeva la 800-1000 de oameni care se înscriu la parașutism în fiecare an. Sunt destui doritori. Aeroclubul României oferă gratuitate tinerilor între 16 și 23 de ani. Se poate trăi din asta? Da. Eu sunt dovada vie că se poate trăi și e foarte frumos să faci în viață ceea ce îți place și... Să trăiești din asta.